Salutare, salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Sper că v-ați dat seama că suntem în cheie Turzii și că mergem spre peștera ungurească. În ordine, în față îl avem pe Andrei, Daria, Didel, Mirea acolo în spate, posibil să mai vină Bogdan și Diana. Nu știu, să vedem. Momentan suntem atâția, dacă ne-o mulță, ne-o mulță și îți vedea pe următoarele cadre. De la cabana Salvamont am urcat pe punctul albastru ce ne duce spre peștera ungurească. Am ales să venim astăzi aici, întrucât pe prognoza meteo dădea o vreme foarte urâtă, cu ploaie. Trebuia să plouă deja, se pare că necruță măcar până la intrarea în peșteră, dar cred că după aia o să vină și ploaia. Înaintăm prin pădure. Și, într-un final, după o pedalare sănătoasă, am ajuns și la peștera ungurească, peștera pe care o puteți vedea chiar acum. Se pare că mai sunt încă oameni. Hai că te țin. Hai că arăți mândru pe cameră. Salut! Nu știu, greu! Nu știu dacă te-auzi la valieră. Suntem pe traseu Zolico, gradul 7. Încălzirea. Încălzirea. Bun. Apoi intrăm în peșterea ungurească cu Paul Crișan. Și intrăm în peșteră. Din câte văd, pe Andrei vrea pe ținut ce ave. Acolo s-a plantat. Intrăm și ne dăm. Bogdane, pe ce ne... Bogdane, Andrei, pe ce vrei să ne dăm? Bogdan vine imediat. Pe ce vrei să ne dăm? Ținut ce ave. Mai meu espadrilele. Impresionant. Ești buclele spuse. Da. Nu mai trebuie să iau nimica cu mine. Eventual o buclă iau cu mine pentru toc, că în toc cred că e numai o carabineră și o buclă. Și să stai în două bucle. Păi știu eu că Bogdan a pus aici carabinerele și buclele el l-a donat. Dacă vine ploaia, putem ieși și pe ăla de pe față, că o să fie mai multă lumină decât în interior. Sunt cumva să-l cară, cum ar fi. Deci aici o să vezi Daria, că ăsta mișcă. Ăsta nu-l folosești, da? O să vezi că stilul de aici din peșteră e foarte asemănător cu cel de la sală. Prizele sunt marcate cu magneziu. Și atunci unde vezi magneziu, să știi că e priză bună. Unde e praf, dar nu e alb. Exact, unde e praf, dar nu e praf alb, înseamnă că e numai praf. Ăsta e ținut ce avea. Vezi, Didele, uite așa din încet. Și dai din rangă în rangă. O să-ți placă, Didele. O să-ți placă cel mai mult din ziua de astăzi. Și încearcă, Didele, să dai direct din rangă în rangă, să nu e intermediare. Aici, Andrei, pasul tău.
Păi dacă azi deja puse două bucle sus, e bine. Ha? Ești atent, da? Că eu nu mai știu ce trebuie făcut pe aici. Dacă venim așa rar. Încă una? Strânge? Gata? Jos. Pregătită de performanță. Da. Nu mai scăpăm de tine. Niciodată. Ai prins drag de canalul de YouTube. Stai să mă... Urmăritorii trebuie să vadă ceva. Păi tine să te vadă? Da. Da, bun. Să văd și cum te calțeri. Și Daria deja merge spre ultima buclă. Cum e, Daria? Bine. Ușor? Da. Ți-am zis? Bravo! Hai, primul traseu de peșteră, cum ți se pare? Bine. Ușor? Da, nu mă întorc, e mai complicat. Așa că a fost mai greu să ajungi până la peșteră decât traseul ăsta. Da, normal. Am un trage Andrei Corda și ne ajută băieții să mai punem o dată, să vedem performanța lei acasă. Dați mâna, că așa se face la început. Da, chiar de obicei, așa. Bun. Hai, să ajungeți cu bine. Nu te grăbi, că nu e așa lung. Del cu noile spadrile numai zboară. Către prima buclă. Ce scrie Nike pe ele? Bravo, Didele, bravo, haide. Întie-mi în tătă nădejdea. Păstă 10 ani tot să-mi duci corda. O să te rog să mă duci pe muchia juniorului să mai văd odată. Hai, elegant. Vreau să pun muzică pe fundal de tango. Unde sunt rângile alea? Un pic mai sus, Didele. Dar du-te pe rângi, nu te duce pe prizele proste. Hai, bravo. Cum a fost, Didele? A, bine. Știi ce înseamnă ținut ceave pe țigăniaște? Nu. Copil mic. Copil mic. Merge și pe bulibașă. Merge. Și dacă ești tare, mergi și pe puradie. Încă nu. Încă nu? Încă nu. Bravo, Didele, bravo. Mulțumesc. Cum e să-ți pânzuri în aer? Frumos, senzație faină. Începe să-ți placă? Da. Bun. Și-o veni și Bogdan. Iară! Încă o zi, o nouă poveste cu Marisel Tămaș. Nu se poate, totul este documentat. Te rog să încetez. Ne-am întâlnit cu prietenii de la Luduș, care s-au uitat la noi. Aici ai greu și să ajungi, da, peste case. E destul că... E bine că nu ne-au prins ploaia până aici. Se pare că au venit și Didi. Na, dăm pe bulibașa. Ți-ai rost, Didi? Eu...
Ăștia-s pantalonii de filmare. De scenă. De scenă. Ești atent, da? Bogdan păținut ce avea acum aduce corda să dea Emire. Bănuiesc, Didi, că tu mergi numai cap astăzi. Clar. Bun. Și Andrei acum se încalță să meargă pe Bulibaș, el direct pe Bulibaș să se încălzește. Filat de Daria. Îți place în peșteră? Nici e fain ce vezi pe cameră. Da? Da. Că bate fain lumina. Dau bine pe cameră? Dai bine. Și Andrei acum au intrat în traseu, nu Bogdane? Până acolo e poveste. Până acolo? Până acolo e poveste. Mă, nu știu. De acolo începe anduranța. Stai, ți-aș vrea un pasuc. Să dai din colțul ăla, priza, la bucla 2 sau cât e aia și... După aia o să-l plombic. Acolo, într-adevăr, poți să odihnești un pic, unde e el. Dacă știe ce să facă, îți poate odihni acolo. Acolo e o poziție de odihnă bună. Și după ce dezasigur bucla aia, acolo trebuie să fii hotărât. Trebuie să-i dai.
Da, deci după... după bucla, cât e aia, 4, acolo să mergi în diagonal dreapta, acolo trebuie să fii hotărât. Dar n-ai mai asigurat ceva buclă, Paul? Ba, pe toate le-am asigurat. Ești sigur? Da. A, nu, pe aia. N-am scăpat niciuna. Eu aș fi asigurat și unde nu este. Era după mine. Dită mire de peșteră. Faci cunoștință cu peștera ungurească. Da. Bravo. Fă-ți 8-ul și dă-o în sus. Cu echipier, nimeni altul decât Didel. Ai. Uită-te, Didel, în sus. Cine e acolo? Andrei, să hodină. Bun. Deja începe lumea să apară. Din ce în ce mai multă lume, că vine ploaia. Mire în acțiune. Haide, Mire. Bravo. Mire a trecut deja de prima buclă. Andrei acum a ajuns în top. Mai trebuie numai să coboare. Bravo, Andrei. Păi trebuie să vii cu picioarele mai sus și să-i dai mai sus. Și mai la stânga. Mai la stânga. Nu aia? Aia nebună? Acolo. Hai că te depășește deja, Didi. Ia când se pornește ca motorul diesel, nu mai oprești. Rostaș. Că zice că la 5 plus? 5 plus. Da. Și Dricu-i 6. Bravo, Bogdane. La un Didi, nu știu, ori mergi tu prima, ori mergi Bogdan. Sau vrei să... Vrei să coborâți îmbrățișați? Păi să coborâți împreună, așa, în brațe. Și vine din ce în ce mai multă lume. Cu toți ne strângem. Peștera e plină. Prima dată în peșteră, îți place? Da. Cum ți se pare? Mai vrei să mai vii? Da. Bun. Mire, tu deja cunoști peștera. Da. Astăzi ai și făcut un rasiu. Cum ți se pare? Nu e prea prăfos și umed. Ba da, dar e frumos. Bun. Mai veni. Cu pânza de pe angel? Arată-i spadila. Noroc cu pânza de pe angel. De ce? M-am lipit de perete. Numai tu și Spider-Man. Numai eu și Spider-Man. Paul, dar nu te oprești, da? Te duci așa, decis. Speranța asta-i. Problema e până la bucla 4 și pe aia până în top. Păi cum, că după ieșire e ok, nu? Da, dar e de psihică, e distanță mare între bucle. Păi ieșirea e după aia ca și la ăla, nu? Nu. Nu, nu merge în bulibașă, vie în coace. Ieșirea? Da. Cu bulibașa vechi? Nu. Nu. Adică... Da, e. Nu. Gata? Da, da. Ești atent. Ah!
Strânge! Vrei să pun așa? Mițu, dă-mă, că mergea și mai fain. Prea multe greșeli am făcut. Prea multe greșeli. Cum? Freacă tare corda deja. Freacă corda tare. N-ai văzut când ai tras acolo? De-abia au venit. Poate la anul. La anul poate iasă mai bine. Păi, nu, important e că te-ai dat pe el. Și acum, cât de cât, și mai vezi o mișcare, mai o frigă, mai... Da. Cum a fost acest traseu? A fost... Na, bine, într-un fel, dar mi-aș plăcut să leg frumos, tot. Poate la anul. Deja a început ploaia. Deja e mult mai întuneric. Numai rozul se vede. Și Daria mere pe bulibașă. Ce, ce-o prins ploaia? Țerus. Da, mă. Azi, când ne prinde și pe noi la coborâre. Da, păi, Țerus! Vezi că sunt în reoarcă. Că m-am prins aici, asta. Așa e prin niciodată n-am prins peștera. Să nu ai unde să te dai. Din păcate, Daria, nici nu te mai vezi pe cameră, așa s-a întunecat. Trebuie să-ți iei ceva mai fosforescent. Ranga aia din stânga. Bun. Acum deasupra capului tău vezi bucla. Fix o buclă ai acolo, bolovanul ăla mare. La ăla trebuie să-i dai. Cum a fost? Fain. S-a plăcut? Îți place bulibașa? Da, ok. A treia oară. Mai un pic, da. De ce zici că e chinuiul ăla? S-a acolo niște pași destul. Grei. Bun. Trebuie să cunoști și pe Purade, pe care am mers înainte. Da. Da. Când mai crește. Când mai crește? Brandul. Ce grad e ăsta, Didele? Și pe ce ne dăm? 9 minus. Dacă stai cu capul jos, cred că e gradul 6, aurarul. Și ce tern ai fain? 7 minus. Ai prea greu pentru cât am dat deja astăzi. Aici intrarea e un pic mai serioasă, dar după aia e mai nașpa. Dar ne descurcăm. Noroc că a venit Bogdan și-a pus bucle. Problema e că nu lăsa și corda bucle. Ai văzut, bă, Paul, ce am sacrificat aici? Da. Timp, bani. Dar aici, zi-mi, Bogdane, cât e în stânga trebuie să pornesc? Aici, pornirea de unde-i? Aici, pe țigan, borât? Păi, da. Pe unde-i? Păi, na, eu mă urc cu picioarele. Și pe aici? Și iau aia, uite, mi se pare aia, la stânga. Deci acolo-i. Da. Și după aia, cred că din asta, din asta și din aia, dau direct la ciocul ăla sus, atunci s-a dus tare picioarele, vezi? Bine, înainte era aici o piatră bună. Ia, exact. Era un bolovan aici, ca să stau un pic mai sus. Serios. Da, ca să pot. Din asta ne-a avut cineva, știi? Ești atent, da? Momentan, da. Hai să-i rangă bună, Didele, o să-ți placă. Dar tu nu te dai. Cum să nu te dai, Didel? E chiar acceptabil. A, mie aici mi se pare că am început. Da.
acolo stai bine pe picioare, nu te... Da, adică... Eu nu mai știu ce trebuie făcut aici. Hai la stânga, deasupra capului, diagonal stânga. E făcut cu pretă. Poate nu vezi. Hai pe picior. Așa, hai pe stângul. Ok, ține ceva la gheață, hai pe stânga. Stânga, acum, hai. Bravo. Mama, așa de uzat traseul ăsta? Da, hai, hai, sus și asigură. În stânga aia pot să asigură. Dacă poți ține mizerii pe acolo, ok, da? Nu e bună. Păi, pipele, când se spune ceva, hai, dar începe. Hai, hai, hai. Hai, respiră. Bun. Nu, no, adică e o plimbare prin parc. Bine că eu mă duc cu grigriu mână. Pe hamă. Didele, indicații te rog. Că Bogdan m-a mințit, a zis că e ușor. Ce facem, Didele? S-a părut astăzi, Didele? Foarte frumos. Mai vreți să mai vin peșteră? Mai da. Sau mai răruț? Mai răruț, când plouă. Dar ia pe ultimul traseu pentru ziua de astăzi, da. Din păcate. Asta s-a putut. E bine și așa. Andrei, o ajuns în top, totul e bine. Am făcut un pic de mișcare, așa-i? Ne-am venit de pomană. Campionii merită câte o Nutella. Deși cred că greierii se supără pe tine. Este. Că ai dat greierii pe Nutella. Dar ea vrea o Nutella înainte de urcare. Numai când cobori. Bun. Mire, vrei Nutella? Andrei, tu vrei Nutella? Mă bine, sport să aveți. Gata, te duci? Gata. Pa, Bogdanie. Mai dă un semn când... Ne vedem. Un pic mai în stânga, Daria. Hai, dă-i în sus. Mai sus stânga. Și mai în dreapta. Acolo. Hai. Bravo. Hai, ridică-te. Dă-mi sus, acolo. Bravo. Mai sus, dreptul. De ce mergi ca și cum ți-ar fi greu? Du-te ca și cum ți-ar fi ușor. Serios. O să dezasigur. O să dezasigur. Bravo. Acolo trebuie să vin spre stânga. Bravo.
Sus, deasupra tăvănelului, în stânga, trebuie să dai cu mâna stângă. Acolo. Dar trebuie să urci mult din picioare. Mai mult. Ca să ajungi. Adă dreptul sub tine. În fisura aia spui mâna dreaptă. Stânga înapoi. Vii cu piciorul drept sub tine. Stângul mai sus. Acolo. Hai cu picioarele sus. Și în stânga buclei ai priză. Mai sus. Este magneziu. Acolo. Bravo. Bravo. Asta e schema care îți place ție, Didele. Cu genunchiul în jos. Schema dideliană. Momentan s-a oprit și ploaia, din cât e văd. Am o să vedem, să dă Daria acum. Și după care strângem tot echipamentul și mergem către mașină. Sper să ajungem uscați. Dacă am ajunge, ar fi mai mult decât ne-am fi putut dori. Eu credeam inițial că o să ajungem pe ploaie și o să coborâm tot pe ploaie. Daria, ultimele mișcări. Bravo! Sus piciorul. Și după aia dai cu mâna dreaptă sus. Te-ai dat pe bulip așa? Da! S-a plăcut? Te-ai dat pe bulip așa cap, ai vrut să mă întreb, nu? Cap te-ai dus? Da! Și ți-o mers tot? Din bucă în bucă. Bravo! Asta e excelent! Bravo! Cu primele două bucle puse se pune? Se pune. O plecat Bogdan? O plecat Bogdan. O să-l vezi pe episod când pleacă. Ne-am despărțit frumos. Ați rămas în relații bune. Perfect. Hai, Daria. Hai, mai încearcă. Nu mai, mai încearcă. Mai încearcă. Mai încearcă. Mai încearcă. Didele, așa ușor lași partenerul să renunțe. De ce? Explică-mi tu mie. Eu așa ușor te las jos. Da. Nu. Nu? Nu. Eu te țin până faci. Până. Știu, cum cunosc sentimentul. Când e cineva acolo sus. Și care e sentimentul? Să cobori. Păi, asta am înțeles, dar tocmai atunci, în momentul ăla crucial, tu trebuie să te motivezi și mai mult. Și să-i dai. Nu toți suntem la fel. Cum să nu, Didele? Zi, Daria, ce s-a întâmplat acolo? Ce-a fost? Vrem. De ce spui asta? Ești supărată? Da. De ce? Nu mă duc mâine. Da, să-ți revăd. Dar de ce să-ți remură una? Că nu am posit. Nu fii tristă. Nu. Mai poți să desfaci optul. Mai vii aici să-ți dai restanța. Da. Bun. Data viitoare să-ți pui magneziu pe obraj, ca luptătorii. Exact. Bravo. Acum strânge Andrei corda și ne strângem fiecare rucsacul și cu ce am venit și o dăm în jos spre vale în speranța că pauza asta de ploaie o să ne țină până la mașină. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi, că v-am inspirat să veniți și voi aici în Peștera Ungurească, să vă dați și voi dacă până acum n-ați venit. De obicei aici o să vine când plouă și de asemenea vara când e foarte cald, aici e umbră și răcoare. Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe și să ne vedem în următorul episod. De aici, din Peștera Ungurească, vă zic ceau!